Biserica veche de peste 130 de ani din Poiana Stampei a luat foc miercuri dimineață, incendiul propagându-se cu repeziciune, deoarece locașul de cult este construit din lemn de brad. Pompierii de la ISU Suceava au intervenit în forță și au cerut ajutorul colegilor de la ISU Bistrița. 7 auto speciale cu apă și spumă au ajuns la locul incendiului, peste 40 de pompieri luptându-se cu flăcările. Nu se știe de la ce a pornit incendiul, însă acesta se manifesta pe o suprafață de peste 600 de metri pătrați. Biserica a fost construită cu aprobarea lui Francisc Iosif I între anii 1883-1885. Localnicii din Poiana Stampei au sărit și ei în ajutorul pompierilor și împreună cu aceștia au scos din lăcașul de cult mai multe bunuri, icoane, cărți și cruci.